Bine v-am găsit, fraților, la un episod de seastră de Neighbor From Hell. Am văzut că v-a plăcut foarte mult primul episod și că vă este și vouă drag acest joc, așa că m-am hotărât să mai fac un episod și să facem în continuare. Hai să vedem ce vom face în acest episod. Am rămas la sezonul 1, la episodul 3. Și mai avem, se pare. Mi-a zis să fac câte un sezon pe episod și așa o să fac. Uitați, mai sunt câte 4, așa o să facem. Haideți, dăm play. Și nu uitați să apăsați și voi butonul de like și vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea din episodul anterior. Un feedback foarte bun din partea voastră. Ia să vedem. El se pare că serbează ziua de naștere. Aoleu, ăsta vine jos, mi se pare. Aici este cutia poștală. Deja mi-au venit câteva idei în cap. Luăm hârtia și o punem aici. Asta trebuie să o punem în tortia. Am belit pura. Am uitat că ăsta are nevoie la baie. Adică nu știam. Bine, cam așa este în fiecare episod cu cât avansează. Trebuie să pierzi de fiecare câteva ori pe pedonian de să știi ce va face. Înțelegeți voi, este mai greu așa. Avem... Avem foarte multe capcane pe aici. Pe aici văd că nu prea sunt, dar prin bucătărie avem chiar foarte multe. O să stăm aici și o să-i dăm pândă. Îmi place de el că se serbează singur ziua de naștere. O să-i băgăm asta în tort. Sau aici, unde o băgăm? Ia să vedem. Și acum putem să mergem jos rapid. Să facem treaba asta. Ia să-mi curios ce va face acum. Și acum noi stăm în dulap. Pentru că se face să-și ia scrisorile. Și va lua capcana în mână. Bonus. Hai repede sus. Săracul de l-am adus în crize de nervi. Oricare își va face mereu datoria. Și cam atât, cred că asta e ultima care eu vom face, pentru că da, sunt 6 din 6. Da, mie îmi place zic când o să fie și terasă, o să fie de toate. Bine, atunci este foarte greu. Și am realizat un episod cu succes.
Acum haideți să trecem la următorul episod. Și vă mulțumesc că ați dat like și vreau să strângem foarte multe like-uri la acest video, strângem peste câteva 1000-2000 de like-uri. Trebuie să-i văd oarecum și mersul. Cred că ăsta o să facă baie în episodul ăsta. Ia asta să-i văd eu mersul, cum și ce face el. Pentru că am mare nevoie să știu treaba asta. De fapt, nu cred că se duce la baia. Ba da, se duce. Ba nu. Se duce să-și pună frișcă. Acum o mănâncă. Ba da, se duce la baie, știam eu. Deci o trebuiască să iau cam tot ce găsesc pe aici. Iau asta și pe aici să le pun ele. Nu știu ce pot să mai iau de fapt. Hai fiu jepe de acolo. Acum mergem aici sus. I-am pus alea. Bă, veșnicu, ou, mereu își face treaba. Ia uite-l. Cât de mult îmi place jocul ăsta, iubesc foarte mult. Ia, sunt tare curios aici. Avem aici ouă, dar mai avem farse, mai avem, dar nu știu pe care mai sunt. Da, asta o dată acum. Stai cu ce mai avem noi de luat. Este una este cu frișca, nu știu cum. Ce trebuie să pun în ea? Trebuie să mă uit bine pe aici, trebuie să mai fie ceva pe aici. Sigur nu mai e nimic pe aici. Ia să mă uit eu odată. Coală. Aici era, bă. Astea erau, ultimele două. Știam eu că mai trebuia să mai fie ceva. Acum îl așteptăm să-și ducă mâncărica și pe aceea... Acum ar fi trebuit să-i fi pus aia, dar n-am mai avut timp. Acum se zice ce frumos la baie, să se berberească, să-și facă tot acâmul și noi în timpul ăsta. Ia, vedem. Acum nu mai lipi cine asta. Bă, pe unele le-am uitat și eu, sincer să fiu, adică... Ca să vă spun sincer, nu mai țin minte toate farsele, pentru că jucam când eram foarte mic jocul ăsta și nu mă săturam. Ce am aici? Mi s-a părut.
Că eu nu pot face cam. Și da, și vă dați seama, știi, în jocul ăsta de mic. Nu stai, stai aici. Că s-a arestat cu picioarele pe noi. Dar eu mă întreb, cum putea asta să trăiască așa singur? Adică eu vreau să trăiesc singur, totuși. Acum mă frișcă și... Am trecut cu bubrio și acest episod. Și mai avem... două. Hai să le vedem. Se duce să cânte la pian. Oh, deja am câteva în minte, clar, de cum am văzut mingea și pianul. Vine aici la floarea asta. Avem o groază de făcături să-i facem aici. Parcă aici se pune, care eu cam mi pare că puteam. Trebuie să stau la pândă când îi... când i-aruncă ea mingea. Când i-aruncă copii mingea, trebuie să stau la pândă. Hai copii, aruncă și mingea. Perfect. Acum cred că o să aibă un atac de nervi pe sine. Îi mai punem bânăză aici. Ah, gata, știu. El o să ducă la baie să vomite. Dar ce se face cu telefonul? Aaaa, îl sunam și îi făceam o farsă. Dar el tot nu lăsă rasă, el tot le dă mingea. Ia să vedem. Acum o să vadă asta și asta și pe aceea și le arăt tot în gură. Da, sunt mai multe. A, ba nu. Și din nou un episod cu succes.
Bă, tot 94% nu reușesc să iau 100%, nu știu, e foarte greu. E foarte greu să iei 100% în jocul ăsta. Bine, și dacă vă place foarte mult seria, cred că o să joc și Neighbor from Hell 2 maxim, pentru că restul au fost preluate de alte companii și sunt foarte urte jocurile. Gen, nu știu, așa m-am zis eu, căci că ar fi urâte, n-ar fi, nu știu, acum o să mă uit și dacă o să vă plac, o să le fac și pe ea bine, dar să ajungem noi la următoarele episoade. Mai înainte, luăm materialele. Avem din ce în ce mai multe... ăștia. Începem așa ușor. Nu merge. Acum trebuie să mă duc rapid jos. Țin minte treaba asta că trebuie să-i pun în apă ceva. Hai că bine. Nu, m-a prins. E nasoală treaba. Trebuie să stau jos. Deci trebuie să fiu atent aici. E foarte greu pe episodul ce trece, pentru că pur și simplu ai foarte multe de făcut. Asta odată. Aici parcă n-am... am găsit și aici ceva. Mă, ce-ai făcut? Nu le-ai pus. Ne punem aici repede. Și cât el o să folosească astea. Băga-mi aș piciorul, iarăși mă prinde ăsta. Bă, ce le-i fac? Ce-i fac? Trebuie să mă gândesc bine. Cam greu nivelul ăsta. Cam greu de tot. Păi ce fac, mai bine îmi adun eu materialele și văd eu mersul după aceea cum face și o să-mi fie mai ușor. Cum o să-i pun aici ăsta? Le-am făcut pe câteva. Stai. Că știu una bună. Acum mi-am să aminte. Îi lipim cartea. Mulțumesc. Acum... Bine, dar probabil trebuia să-i fac treaba asta când vomita, acum n-a nimic. Tablou tot acolo, ia stai. Asta o ținite și acum. Trebuie să mă duc să iau ploaia cu ceva, dar nu mai știu cu ce.
Mamă, deci am scăpat fix la limită. Bă, voi știți ce e la limită? Perfect, mamă, cum am scăpat. Deci, de nivelul ăsta mi se pare foarte greu, dar nu știu ce. Acum o să-și facă baie, îi pun asta aici. I-am umplut-o cu apă și acum să vedem ce va ieși. Chiar îmi place foarte mult jocul ăsta. Dar și ăsta ce față are, deci moaca ăstuia e de ne... Ah, sau ha. Merge, îi punem aici, asta eu facem frumos aici. Asta e măsa, cred că. Asta acum merge mereu. Ia să vedem. Acum o să vadă asta și pe aceea gata. Dar eu înțeleg, acum cum de asta nu-i face nimic când este puțin cam ilogic. Și am terminat primul sezon, outstanding. The whole season has been așa succes, you're the shooting star of the year. The golden neighbor is your. Și gata cu primul sezon, mai avem încă două sezoane. Fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Știu că vă place foarte mult seria asta și apreciez că mă susțineți. Eu am fost Mircea și noi ziuri, ne vedem data viitoare. Pa, pa!